Brașoane de mai e, de poliție, a jandarmerie. Staționează ilegal, periculos, în intersecție. Și nu are nicio urgență, nicio necesitate. Să opriți fumeze. Strada Sibiu, colț cu 1 mai. Încurcă și troleului ca să fac curba. Obturează trecerea de pietoni. Și ies am un vreun pieton mai scund sau mai gârbovit sau vreun cățel iese pe trecerea de pietoni. De după mașina jandarmeriei și asistăm la un accident regretabil, revoltător, de care se fac vinovați jandarmi, angajați mai, care ar trebui să aibă grija respectării legii de către alți cetățeni. Deci, ei ar trebui să fie primii, exemplu care respectă legea. Dacă m-ar fi recunoscut sau dacă ar fi știut că filmez, ar fi sărit fript să plece, da, așa? Și fumează liniștit țigara. Că nu e nicio urgență. Salariul merge, ziua, noaptea de muncă trece, e joi seara, cam ora 10. La intersecție între două zebre. Aici mai au o jandarmeriță. Mai e patru de tot. Am rămas până în dinți, cu pistoale, cu tot ce trebuie. Gospodar! Și-au luat leptic. O muncă grea. Abia acum se duce la cumpărături. Deci o să stea aici mult și bine. Unde să ne grăbim? Staționează periculos și ilegal în intersecție între două zebre, asta și asta. Strada Sibiu,
colț cu 1 mai, București, sector 6. N-am nicio urgență, nicio treabă importantă, dar fac cumpărător și staționează în intersecție. Sper că ministrul șeful jandarmeriei vede și înțelege că e inadmisibil așa ceva. Dacă nu, să-i transmită cineva. Nu-i așa că e ilegal și periculos staționați în intersecție? Ce anume? Mașina în intersecție, nu-i periculos și ilegal? Avem o acțiune. A, da, am văzut ce acțiune. Cumpărături. Scoatem tăciurița și vedem. Aha. Totuși o mutăm. Sau porniți girofarul dacă e acțiune și ceva urgent. În ce constă acțiunea? N-ai secret. Trebuie să-și cumpere fiecare câte o plăcințică. Și iaurt. Dar pe rând, că avem când. A început staționa între două zebre și acum s-a băgat pe una dintre ele. Poate o omori. Beata zebra. Nu, mamă. Hai, tare, mut. A venit iar colega din urmă. Matos, hai că e bâja. Hai că e bâja. Super acțiune. O să faci un pic de sport. Te-au lăsat colegii. S-au dus la acțiune urgentă. Organe de drept care calcă strâmb.